Bună ziua! Suntem la Adolescentul TV! Numele meu este Cosmina. Iar numele meu este Gabriela. Astăzi, tema noastră principală este, Gabi, spui tu? Adolescență, adolescență și din nou adolescență! Dar ce este adolescența, Cosmina? Adolescența este o etapă cu caracteristici speciale și cerințe proprii. Adolescentul stabilește noi relații cu semenii de ambele sexe, își organizează și își consolidează o independență emoțională față de părinți și de alți adulți. Se dezvoltă intelectual și își alcătuiește un sistem de valori civice. Dar ce face adolescentul în ziua de astăzi, Gabi? Este în căutarea personalității sale, a identității sale, de răbdător să-și aleagă un personaj, gata să-și cucerească locul său în lume. Să vă spun câteva reacții ale adolescenților. Emotivitatea apare cu putere în adolescență. Mânia, teama, neliniștea, gelozia, invidia, afecțiunea, bucuria, chiar și curiozitatea sunt sentimente și trăiri emoționale pe care adolescentul le resimte cu intensitate. Folosit în zilele noastre de către adolescenți pe o rețea de socializare. Să vă traduc. Salut! Ce faci? Dă-i lui Alex ID-ul meu de Messenger și spune că ne vedem mâine, pentru că aș vrea să vorbesc cu el ceva. Cine știe, poate iese ceva. Mulțumesc, pupici! Acesta este un SMS trimis de o fată de 13 ani prietenei sale. Limbajul poate fi întâlnit în rândul adolescenților, al generației Messenger, pe lângă abundența consoanelor și a prescurtărilor folosite de tineri, uneori există simboluri care înlocuiesc literele. Astfel, A devine arond, E devine 3, O devine 0, iar I devine semnul exclamării. Înseamnă internet, dar sigur aveți probleme atunci când trebuie să citiți acest cuvânt. Ei bine, pentru puștii din ziua de azi nu este nicio problemă. Unii ar putea spune că tinerii stârcesc limba română. Este ceva senzațional! Celebrul caz al unui elev care anul trecut, la Hunedoara, la examenul de bacalaureat, a scris denunțul unui exercițiu astfel. Traducere. Găsiți în textul de mai jos cuvinte care îndeplinesc funcția sintactică de... Ei bine, nici noi nu știm ce a vrut să scrie acest băiat. În alte știri, adolescenții sunt un pericol public atât pentru ei, cât și pentru cei din jur. Să vedem imagini. Jocul adolescenților este extrem de periculos. Să vedem cum un adolescent suferă un accident îngrozitor dintr-o joacă. Fetele nu sunt mai prejos decât băieții. Să urmărim o tânără care se dă pe skateboard. You can do it! Don't fall! Atenție! Avem un aviz! Să nu faceți asta niciodată! Boom, 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 gotta get that. Boom, 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 gotta get that. Boom.